Deci cu ciclismul stă bine, ați văzut, Turul României merge bine. M-a frapat în tururile astea mari că mulți au trecut și pe aici așa în perioade. Ați urmărit puțin sau ați fost atent la Turul României? Da, păi... Ați tăiat vă panglic acolo, ați dat vă cupă, vă nu, chiar am sosit de la Jocurile Olimpice și am ajuns la ultima etapă aici în București. Aha. Și m-am dus la festivitatea de premiere. Foarte interesant. Eu un băiat inimos. Până la urmă l-ați lăsat. E președintele Federației. Cine? Domnul Ciocan, nu? Da, da, da. Că la început am înțeles că nu prea... Nu, nu era convocat bine ăsta, adunarea generală, adică și... Dacă mi-au salariu lunile astea, mă gândesc și eu să sponsorizez la turul, să dau o cupă, să dau ceva. Adică, nu știu, este extraordinar. Și ceea ce este foarte interesant este că de câte ori este un tur mare, văd copii, oameni, pe Ploiești, ies, își pun căști, biciclete, adică cum eram noi când a fost Țiriac și Cunăstase la Cupa Davis în finale, a doua zi toți aveam câte o față de masă și dădeam cu ea în perete. Așa e și normal, să iubiți sportul, să iubiți ciclismul, să iubiți patinajul, să aveam, deci mi-aduc aminte că aveam până și o echipă de hockey undeva așa între grupele valorice 2 și 3. Da. Acum cred că Naționala României e la revedere, nu? Avem echipă națională de hockey? Că patinoar nu avem, nu? Avem. Unde se antrenează? Mi se pare Steaua se antrenează ori la Otopeni, ori... Nu, dar patinoar așa nu avem. Naționala României. Patinoar, acum am deblocat probabil patinoarul Flamaropol, că este, știți cum, în stadiul în care este. Deci... Și, putem să facem BD în acțiune, seria 5, dar nu mai trăiește exact. Dumnezeu. A fost primarul sectorului 4 și a zis că vrea el, știți ceva, să facă un patinoar regulamentar. Dar chiar săptămâna, următoarele zile, săptămână, o să vreau să am o prezentare pentru primarii de sector și pentru domnul primar general. Pentru construirea niște bazine educative de not, anexate cu patinoare sub balon și Mihai Flamaropol. Și atunci copiii din acele sectoare ar putea să meargă, să învețe să noate, să patineze. Deci și... oricând vă las acum că n-aveți părinți politici, că zic așa, dar după aceea... Acum mi-am adus aminte că Roxana este cu imaginea sau cu ceva la... Da? O să vă pomeniți cu mine la 7 dimineața în minister, legat cu lanțuri de calorifere. Sunt reci, deci nu mă opăresc, cred. Na, Edi, astăzi vorbim de badminton, mâine de caia canoie, poi mine de alea, de alea, de alea, de alea, de alea. Păi ce să fac? Păi învățământul, sănătate, lasă! Și tu cere 6% sau 7%, nu se poate... E cea mai simplă cale să ridicăm drapelul țării și să se audă imnul ei. Din cauza voastră, politicienilor, drapel negru în Bernă. Vă mulțumesc! A dumneavoastră, politicienilor, la grămadă. Da, da. Mulțumesc frumos!